Chiesa, Ministero che esista della sofferenza, fame del cuore, fame di scoraggiarsi e vittimi delle squadre, un esito che esiste in capo della guerra. Un Jesus, Chiesa di Adorare, capo da luce in questo giorno, da che te vengono in prima e alla, per così in cammino, da la mezza te vengono in alla del cuore, la invia del cuore, ci dà la tua fortuna, da che te vengono in la tua santità, da che te vengono in amici, da che te vengono in invece, a tu luce, oggi è tutto il Dio del mio ciò, e il mio passione. Non te lo così, ci chiama e sbaglia, non te vede, ci chiama e con grazia del riesci di Dio, mentre il suo vero Cristo a casa di c'è, ci procura che non c'è. Gesù se, non scuoi se crede di me, se vuoi non mi amano, se lo sento per nessun caso, lasciamo lavorare. Provare la riservare se fa, bensì incoraggio di oggi ci deve pensare che ce la supera, a tutti la presenza della piazza uomini non c'è caso. C'è con spinte, non vuol se non smere, se non prendo di me, ci sei messo. Salutato, amici di cui ci sono in più. Huge and
cristalină la al meu, atunci îmi vezi un plânge însă știința cea mai dragă pe care tu o porți în suflet. Știu ce înseamnă când nu ai putut să explici sensul a toate, intenția, alegerile tale. Știu ce înseamnă când simți că parte dezamăgești, că cei care au sperat în tine nu mai știu ce să mai creadă. Și totuși, nu mai arătă de tine binele adevărat. Doar adevărul iubitor va vindeca pe fiecare. Nu te temi să fii în adevăr până la capăt. Aceasta e iubirea purificată pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Iisuse, mă gândesc și eu la România, la frații mei, la toți cei care sunt prieteni, la cei dragi și îi simt aproape. Aș vrea să știu cum să privesc, să știu și eu cum să mă apropii de cel care are nevoie să fie întâlnit, privit de mine. Învață-mă să am privirea pură, să pot încuraja. Învață-mă să mă las la rândul meu, găsit, privit de cel care are nevoie să mă întâlnească. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, transformat în icoană este
mică, limitată, dar poate cea mai importantă. Ce noroc că mai există persoane care fac gesturi simple și profunde. Gesturi care pot elibera și chipul nostru de toată închinarea adunată, lăsând să strălucească chipul nostru cel adevărat, acea imagine și asemănare cu Dumnezeu. Iar celălalt are nevoie și are dreptul să-L vadă pe Dumnezeu în noi. Ne spune Iisus, da, fica mea, fiul meu, tu ești capabil de tandrețe și de mântuire. Tu poți oferi jungășire. Să nu te temi să-ți arăți sensibilitatea, iubirea, afectul tău curat celor de lângă tine. Atâtea lucruri pe care le poți face cu iubire către celălalt, înseamnă tot atâtea comori care se află în tine, care te fac frumos și care luminează pe aproapele căruia te dăruiești. Doamne, transformă-mă și pe mine să pot fi deschis la gestul de simplitate, să nu fie teamă să fiu delicat și blând cu celălalt. Îți mulțumesc că mi-atingi ființa cu atâta prețuire și iubire. Acum. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amen.
ripiglia temporanea fase di cercare ottimali e quindi le mutate della Dumnezeu. Ne spune Iisus, și totuși, Fiul meu, vreau să te reîntâlnesc. Vin în întâmpinarea ta, mă vezi copii, mă vezi adolescenți, mă vezi făcând minuni, mă vezi frumos, puternic, semnic, plin de iubire, dar să mă vezi și tu când crucea, fără să te tulburi, fără să te descurajezi. Încearcă să vezi aceeași frumusețe în acest moment în care te iubesc pe tine. Nu vreau să simți vinovăție, nu vreau ca aceasta să te convingă să vii la mine, ci vreau să simți iubire, atracție, să simți că ești important pentru mine. Doar prin aceasta mă poți întâlni și fi cu adevărat și liber. Iisuse, Domnul meu, cât ești de frumos, cât ești de sfânt. Atunci când duci crucea, ești Domnul meu, iubirea care nu mă judecă și care mă face să simt că sunt cât sunt de prețios pentru mine, pentru tine. Tu mă ajut să te iubesc. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului care te contrazi, nici cei ce râd de
Adevărată pace nu depinde de ce se întâmplă în afară, ci de ceea ce porți înăuntru tău. Acolo e izvorul vieții, acolo este Dumnezeu cu tine, ne spune Iisus. În viață, Fiul meu, ceea ce te face cu adevărat fericit este libertate interioară, libertate de așteptări, libertate de a scrie imaginea, libertatea de plan și cu tău, libertate de tine Iisus. Atunci și doar atunci trăiești cu Dumnezeu. Iubirea sa te face să nu-ți mai dorești nimic decât să fii cu El. Pentru că doar în copilărie stă frumusețea unui om. În simplitate, El devine natural. În umilință, El privește totul. Iisuse, Tu mă înveți simplitatea. Tu mi-arăți că a fi liber și sărat nu e o pierdere, ci este cea mai mare bucurie. În drumul vieții mă conduci către aceasta. Nu vreau să mă opun, ci numai să mă las condus de Tine. Ajută-mă să fac în continuare pași în libertate și sărăcie adevărată. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, Sfântul pe cruce, ne temem adesea de moarte, pentru că omul nu moarte.
însă ea nu se mai numește moarte. Odată cu jertfa lui Iisus pe cruce, moartea se numește de fapt iubire, îi spune Iisus. Dar am murit ca tu să trăiești, iar moartea mea are în vedere nașterea ta și dăruirea ta. Și tu te vei dărui doar dacă vei muri. Dacă vor muri orgoliul tău, apărările tale, temerile tale, siguranțele tale, atunci vei simți cum bătând de vederile tale în o viață. Nu te teme dacă nu vei reuși deodată. Te înțelegi și te încurajezi. Tu însă să înțelegi că parcurgi un drum și lucrurile se întâmplă treptat în viața ta. Dar lasă-le să se întâmple și vezi cum în orice moarte răsare un soare frumos, o lumină nouă care se deschide în tine tot mai mult și care te atrage și te încerci. Doamne, deși eu nu eram acolo pe Calvar ca să fi văzut toate acestea, eu știu că Tu mi-ai iertat toate păcatele. Știu că nu m-ai lăsat să mă. Ajută-mă să înțeleg că împlinirea mea nu va fi altfel decât prin dăruire și să nu refuz momentele și ocaziile când mi se propune să mă și să renunț la egoismul meu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Face exerciții de lumină a lui Dumnezeu, în mai
Dumnezeu.